Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, bună seara! Începe Realitatea Românească. Avem astăzi subiecte de discutat. Bineînțeles, am și invitați. Invitatul din studio este domnul Nicolae Federiuc, jurnalist, comentator politic de la Chișinău. Iar de la București vorbim cu domnul Tudor Curtifan, redactor șef la Defens România. Bună seara! Bine ai venit, domnule Federiuc! Bine v-am găsit! Vă salutăm prin Zoom, domnule Curtifan. Haideți să începem cu primul subiect. Nu știu cât de aproape sunteți de realitățile de la Chișinău, dar știu că urmăriți tot ce ține de securitatea din regiune. Zilele trecute, în sudul Angliei, a avut loc al patrulea summit al Comunității Politice Europene, un for consultativ apărut la inițiativa Franței. Acolo au participat 47 de șefi de stat, inclusiv a participat domnul Iohannis, președintele României, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Au fost mulți printre cei 47 de șefi de stat, am văzut și poze făcute în grup. Spuneți-ne, vă rog, ce părere aveți despre acest summit, cât de necesar este el și pe ce a fost puse accentele la această întâlnire, reuniune. Domnule Federiuc. Din câte s-a comunicat până acum, accentele au fost puse pe provocările momentului, da? S-a discutat despre criza, despre securitate, despre criza energetică, despre cooperarea la nivel interstatal și așa mai departe. Subiecte care țin de agenda publică de războiul din Ucraina, bineînțeles, care derivă din această problemă a securității. Până acum, cel puțin, eu nu pot să spun că am o impresie foarte clară și cu privire la impactul practic al acestui eveniment politic major, deoarece el vine cumva să... Deocamdată, până acum, cel puțin, nu s-au luat decizii foarte... sau să adopte poziții sau strategii foarte clare care să se raporteze la acest eveniment propus. Am avut și noi anul trecut, a treia ediție s-a desfășurat la Bulboacă, celebrul eveniment care a ținut cu sufletul la gură practic toată lumea de aici. Dar cred că mai degrabă importanța lui constă în faptul că acestui eveniment se produce imediat după alegerile care au avut loc în Parlamentul European, unde se reconfigurează acum puterea, unde nu s-au schimbat principial lucrurile, după cum am văzut, e o restartare a relațiilor vechi care există și este bine, bineînțeles, să fim și noi prezenți acolo și să încercăm să ținem pulsul evenimentelor și să fim conectați la acest spațiu comunitar. Domnule Curtifan, știți despre această reuniune, la sigur, a Comunității Politice Europene, acolo unde a fost inclusiv și domnul Iohannis, președintele României. Ce impact are această întâlnire și cum poate ea transforma relațiile? Știm că această reuniune este dedicată și organizată în mare parte în urma atacului agresiv al Rusiei în Ucraina. Credeți că s-au discutat acolo și probleme de securitate? În mod cert s-au discutat și probleme de securitate, dar cred că la fel și eu sunt de aceeași părere că reuniunea are mai mult în acest moment un aspect politic și diplomatic decât unul de decizional de fond, pentru că marile decizii care se iau inclusiv pe zona energetică, militară, de securitate și așa mai departe se iau de multe ori în context bilateral. Dar e un pas foarte important, mai ales în ceea ce privește integrarea etapizată și din perspectivă politică și la nivel de dialog și a Republicii Moldova în structurile europene. Dar, și cum s-a precizat, e o întrevedere importantă, pentru că se discută multe chestiuni la nivel de
european și la nivel de securitate, inclusiv regională, iar Republica Moldova e un factor determinant în contextul actualei arhitecturi de securitate și actualului conflict generat de Federația Rusă în Ucraina. Da, cred că s-au discutat, dar, repet, mai mult cred că a fost o confirmare de a urma drumul pro-european și o integrare la nivel politic și diplomatic. Domnule Curtifan, credeți că problemele de securitate din regiune sunt foarte grave acum sau se păstrează într-o oarecare balanță în ultima perioadă? Problemele sunt foarte grave nu din 2022, din 24 februarie, de când avem această invadare pe scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Problemele au început din 2008, de la summitul de la București, odată cu invadarea Georgiei. Problemele s-au agravat după 2014, odată cu anexarea ilegală a peninsulei Crimeea, odată cu ruperea Donbasului și a creării acestor două republici, așa zise republici autoproclamate, Donetsk și Lugansk. Deci e o serie întreagă de etape care au dus către escaladarea care ne aflăm astăzi. Cred că ne aflăm într-adevăr în cel mai grav moment de securitate în Europa de după cel de-al doilea război mondial și cred că Occidentul și Europa și NATO și aliații euroatlantici trebuie să regândească ceea ce s-a întâmplat, cred că și la summitul de la Washington, să regândească modalitatea în care să descurajăm o viitoare agresiune, pentru că vorbim de o agresiune etapizată și eu voi fluiera în biserică, dar după 2014, ceea ce s-a întâmplat în 2022, această invadare a Ucrainei de către Federația Rusă, este și un eșec al Occidentului în ceea ce privește descurajarea după 2014, pentru că ne-am încurcat pe ureche, a fost această stare de dolce farniente, business as usual cu Federația Rusă în multe capitale din vestul Europei și ne-am trezit cu mămăliga care a explodat odată cu invadarea Ucrainei și cred că acest lucru e analizat și modalitatea în care putem să descurajăm pe viitor orice act de agresiune, pentru că sunt convins și cred că toată lumea e convinsă și astăzi că Federația Rusă nu dorește să se oprească doar la regiunile pe care le-a cucerit astăzi în Ucraina și obiectivul e acea Novorusie, nu e așa, până la ruperea totală a Ucrainei de Marea Neagră și ajungerea inclusiv la Odessa, gurile Dunării, care ar fi cel mai negru scenariu, nu doar pentru România, cât mai ales și pentru Republica Moldova. Domnule Federiu, care sunt cele mai grave probleme de securitate în prezent? Cum vedeți că pot avea loc așa zisele mișcări tectonice în ceea ce ține de teritorii? Dacă privim lucrurile din perspectiva noastră, da, a Republicii Moldova, pentru noi cel mai periculos acum este ca problema sau acest război din Ucraina să se termine cumva în dezavantajul Ucrainei și Ucraina să ajungă subiect de negociere sau de partajare, cum și-ar dori, de exemplu, rușii, da? Să rupă pe bucăți și să transforme această regiune în zonă tampon. Dacă acest lucru se întâmplă, Doamne ferește, respectiv, noi ajungem, Republica Moldova, în același malaxor cu Ucraina, n-am nicio îndoială. Cred că acesta este cel mai mare pericol acum. După semnarea unei eventuale, așa zise, păci. Noi încă nu știm, da. Să zicem, noi încă nu știm cum se poate termina toată această istorie și dacă ea se termină cum ziceam, cu o eventuală capitulare, sau poate să fie numită altfel, a Ucrainei. Și Ucraina se transformă în zona gri, așa cum și-o doresc rușii, atunci pentru noi este o catastrofă și aici apare cea mai mare provocare care o avem noi, pentru că noi astăzi, chiar în acest parcurs și chiar în acest dialog intens pe care îl avem cu partenerii din Occident, suntem cumva conectați la această garnitură care se numește Ucraina, inclusiv în procesul de integrare europeană. A fost o reușită ca noi să reușim să prindem acest tren european la vremea lui, dar acum trebuie să avem și abilitatea în caz de, dacă se întâmplă ceea ce zic eu, atunci noi să putem repede să ne detașăm de el. Iată, aceasta e cea mai mare provocare de securitate pentru noi azi. Dar cum e posibil să ne detașăm repede de ele? Aici trebuie foarte multă atenție din partea noastră și, în primul rând, a principalului nostru partener, care este România,
este principala noastră salvare în astfel de situații și sper și cred că se discută și inclusiv la nivel bilateral, dar nu doar la bilateral, probabil sunt implicați și alți parteneri occidentali în acest proiect de rezervă în caz că se pierde Ucraina, să nu se pierdă și Republica Moldova. Vreau să cred că asta se întâmplă și, repet, insist, cea mai mare provocare pentru noi azi este să avem planul ăsta de rezervă, să ne putem să nu fim luați la pachet în această, să nu fim atrași la pachet în această zonă greșită, să fim dezmembrați și noi la rândul nostru și atașați la acest spațiu, în această mocirlă veșnică din care va fi foarte greu de ieșit. Noi vedem că se discută deja și vocile astea care reprezintă sunt pe acest front al războiului hibrid, care reprezintă cumva, sunt portavocea Kremlinului aici, au reluat acel refren vechi despre federalizarea noastră, acel plan prăfuit care de ani de zile Rusia tot insistă să îl bage prin diferite metode, orice înseamnă federalizarea asta, înseamnă dezmembrarea noastră sau pripunirea noastră în zona lor de influență, transformarea noastră într-un spațiu care să nu poată lua decizii, indiferent că majoritatea de aici e românească, să fie prinsă, încorsetată între două regiuni atașate spațiului politic rusesc și asta ar însemna pentru noi că noi nu vom putea face nimic, nu că e integrare europeană, noi nu vom mai putea lua decizii pe cont propriu pe care le-ar vrea majoritatea noastră. Se discuta, Federația Rusă recent a înaintat această doleanță la Istanbul și a cerut anume ca inclusiv Republica Moldova pe lângă Ucraina să nu intre în NATO și nici în Uniunea Europeană. Aceste condiții vor fi puse în cazul unei păci ca ei să rămână cu teritoriile pe care le-au ocupat. Da, citite printre rânduri, cam asta exact. Înseamnă asta, ce zic. Asta ar semnifica de fapt o zonă tampon, o zonă gri în care ne-am putea întinde pe foarte mulți ani, din păcate. O nouă cortină de fier de la Prut până așa cum a fost cândva. E o chestie foarte periculoasă. Da. Domnule Curtifan, iată, vorbeam aici cu domnul Federiuc despre niște eventuale scenarii. Știm că după ce au existat tentative de asasinat asupra candidatului la președinție Donald Trump în SUA, ratingul dumnealui a crescut foarte mult. Rusia nu ascunde că pune miza pe președintele Trump și că cu președintele Trump ar avea ce discuta, ar fi porți deschise spre negocieri și că ar fi posibilă încheierea unui armistițiu sau niște tratative de încheierea unui armistițiu, iar condițiile Rusiei, vorbeam aici cu domnul Federiuc, sunt foarte clare. Republica Moldova, Ucraina rămân într-o zonă gri, nu intră nici în NATO, nici în Uniunea Europeană, iar teritoriile deja luate, cucerite de ruși, rămân acolo într-un fel de Nova Erasia, deocamdată, slavă Domnului, nedusă până la capăt, adică doar până acolo, până unde au reușit să ajungă. Ce se poate întâmpla în cazul în care Donald Trump ajunge președinte și un asemenea pact de armistițiu are loc? Ceea ce spuneți dumneavoastră e, de fapt, înghețarea conflictului și exact cum am pretins. Exact cum am precizat și înainte, nimeni nu crede că Federația Rusă nu va relua după o perioadă în care se va regrupa ulterior ofensivele. Pentru că așa, acest lucru s-a mai întâmplat inclusiv în 2014 și așa mai departe. Deci, dacă ne imaginăm conghețarea astăzi a conflictului în care să forțăm Ucraina într-un asemenea scenariu ajută, vă garantez că lucrurile nu stau deloc așa. Întrebarea cu Donald Trump e foarte complexă. Să știți, Donald Trump, într-adevăr, are o retorică tranzacțională, adică și izolaționistă, știm același narativ, America, make America great again și America first, și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, cred că indiferent dacă Donald Trump va câștiga Casa Albă sau dacă un alt candidat democrat, pentru că cred că până la finalul săptămânii acesteia Joe Biden își va anunța retragerea, părerea mea, și vom avea un alt candidat democrat. Există presiuni foarte mari, acum dacă pot să fac o paranteză, există presiuni foarte mari din partea tuturor democraților, inclusiv a lui Barack Obama, cu privire la retragerea lui Joe Biden și mai ales cel mai important lucru e că presiunile vin din partea donatorilor, iar în Statele Unite nu ai cum să câștigi alegerile fără
fără donatori, iar donatorii democrați spun că astăzi o presiune foarte mare privind retragerea lui Joe Biden, mai ales că sunt... Dar nu e puțin timp locuirea lui cu un alt candidat? Foarte puțin. Timpul e foarte scurt. Dar astăzi, dacă ne uităm pe sondaje, pe sistemul electoral american, unde e doar un singur tur de scrutin, sunt așa numitele swing state, care se schimbă de la un an la altul. Și acolo Joe Biden are nevoie de cel puțin de trei swing state-uri, Pennsylvania, Michigan, pe care să le câștige și unde pierde astăzi. E foarte puțin timp, exact cum a semnalat foarte corect, și de aceea foarte multă lume se gândește ca Kamala Harris, actual vicepreședinte, să candideze, pentru că practic în toate cele 50 de state sunt structurile și arhitectura e gata, făcută pe echipa lui Biden. Pentru că dacă va veni un alt candidat, cum e de exemplu domnul Newsman, guvernatorul Californiei, va trebui să schimbe echipa și așa mai departe. Oricum, Convenția Democrată e undeva pe 20 august, 19-20 august, și atunci cu siguranță vom avea un răspuns. Dar revenind la Ucraina, cred că indiferent dacă un candidat democrat sau Joe Biden, dacă va rămâne el, vor câștiga Casa Albă sau Donald Trump va reveni, cred că va fi o discuție cu privire la posibilitatea de începerea unor negocieri. Dar acest lucru, repet, trebuie subliniat, e departe de a exista un armistițiu sau o pace, nici nu cred că e vorba în Ucraina, pentru că eu cred că actuala arhitectura frontului e incompatibilă cu orice negociere și cu orice armistițiu sau înghețare a frontului, și cred că acest lucru s-ar trebui să se facă doar în cazul în care Ucraina acceptă acest lucru. Și am văzut că Ucraina e deschisă dialogului, am văzut semnale date de președintele Zelenski, inclusiv cu privire la o posibilă invitație a Federației Ruse la un alt summit de pace pentru Ucraina, dar Federația Rusă are, cerințele sunt foarte maximale, ați văzut și dumneavoastră, recunoașterea Crimeei ca parte a Federației Ruse, recunoașterea celor teritoriilor anexate ilegal, e vorba de cele patru oblasturi, Zaporoj, Herson, Donetsk și Lugansk, pe care în mare parte nici nu le controlează încă în totalitate, neintrarea Ucrainei în NATO, deci e mai mult o capitulare. Ceea ce cere Federația Rusă astăzi înseamnă capitularea Ucrainei, cu alte cuvinte, îmbrăcată într-o formă diplomatică, și nu cred că ar fi o soluție. Domnule Curtifan, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Doamnelor și domnilor, am revenit la realitatea românească. Invitații de astăzi sunt domnul Nicolae Federiuc, jurnalist, comentator politic. Dumnealui se află în studioul Realității Românești de la Chișinău. Iar prin Zoom de la București discutăm cu domnul Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Discutam înainte de publicitate despre situația regională legată de războiul din Ucraina. Vreau să trecem la un alt subiect, și anume, la sfârșitul lunii iunie au început oficial negocierile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Domnule Federiuc, avem multe provocări, probabil foarte multe, dar avem parte de expertiza României, de susținerea experților din România și nu doar. Cum credeți? Reușim să ardem etapele foarte repede sau avem mult de muncă? Da, chiar avem, și în asemenea condiții. Avem expertiza României, avem toată susținerea sau multă susținere din partea Uniunii Europene și a instituțiilor sale. Avem mulți aliați în spațiu comunitar, ceea ce este bine. Acest proces, la modul teoretic, ar trebui să decurgă mult mai simplu decât în cazul unui proces obișnuit în care a avut loc. Ceea ce nu avem, în opinia mea, nu avem suficientă capacitate de a valorifica tot acest potențial, și de aici rezervele în legătură cu viteza cu care ne vom mișca. Din păcate, vedem că la Chișinău se operează cu artificii și cu mesaje pompoase și mai puțin se face treaba. Vedem că până în ziua de azi noi am început procesul negocieri și, din câte știm, încă nu au fost completate statele de personal cu experții pe diverse domenii care trebuie. Sunt niște probleme tehnice în interior care trebuie depășite, pentru că procesul oamenilor pregătiți. În mod sigur că este și lipsa oamenilor pregătiți, este și incapacitatea acestei puteri de a fi deschisă
către altă lume, nu doar cei care reprezintă nemijlocit sau susțin direct partidul. Sunt niște probleme de fond în interior care eu consider că sunt, ar trebui depășite dacă vrem să facem față acestei, să valorificăm această oportunitate care s-a deschis acum. În rest, asta e opțiunea. Faptul că avem acest procesul de integrare european sau deschidere negocierilor, toată lumea înțelege că are directă legătură cu situația din regiune și cu acest război și cu provocările de securitate care sunt. Este o decizie politică în mare parte, dar am intrat într-o etapă tehnică care trebuie făcută profesionist și atât aici mă tem că avem probleme și sper foarte mult că se va găsi capacitate și inteligență ca să depășim acest handicap. În ceea ce privește procesul în sine, dacă mă întrebați care e părerea mea, eu consider că acum pur și simplu altă opțiune nu există în această situație complicată și în această amenințare care vine din partea Rusiei, altă soluție decât să ne securizăm, să o luăm spre vest, nu avem. Desigur, eu mi-aș dori calea scurtă, dar din păcate vedem că Chișinău oficial preferă totuși să meargă pe ocolite la Bruxelles. Calea scurtă ar fi unirea cu România. Eu înțeleg că acest lucru nu este simplu și aici presupune un efort diplomatic uriaș, presupune niște procese complicate, dar dacă s-ar concentra pe această direcție, eu cred că ar fi mult mai simplu, inclusiv din perspectiva riscurilor care există și din care ziceam în primul. Presupune renunțarea la fotolii. Și nu doar asta. Are la bază inclusiv chestia asta măruntă de care înseamnă gustul puterii, dar mai există și multe alte chestii. Mulți fac unii reprezintă interese străine, inclusiv de la Moscova, alții sunt anti-români. Avem și din aștept foarte mult și aici sunt multe probleme. Dacă am avea capacitatea să înțelegem lucrurile astea și să diversificăm sau să folosim și cealaltă oportunitate, care eu consider că și asta e un foarte rar care ne-a apărut acum. Dar domnule Federu, este un context istoric nemai văzut, nemai pomenit despre ceea ce spuneați anterior, despre unire. Totuși, retorica autorităților de la Chișinău este următoarea. Ajungem să fim alături de România în spațiul comunitar. Da, alături de România în spațiul comunitar există și Ungaria, există și Bulgaria, există și multe alte țări. Eu aș vrea totuși ca între noi și România să nu mai există această graniță blestemată. Așa înțeleg înțeleg șansa acestui teritoriu și acestei populații de aici să se poată asigura sau securiza cum trebuie, asta ar fi așa. Asta ar fi soluția cea mai bună. Acum să vedem. Și procesul de integrare europeană depinde de mulți factori. Nu e exclus într-un viitor să se blocheze. Aici sunt riscurile. Și iar ziceam, noi depindem de mult, foarte multe cauze. Inclusiv la nivel bun. Hai să zicem că în această fază Uniunea Europeană a rezistat în forma în care ea, da, establishmentul nu a crăpat cum se așteptau mulți. În principiu au rămas cam aceiași, cu niște mici adaptări, dar nu se știe ce va fi în continuare. Nu se știe ce încă alegerile, anul electoral încă nu s-a încheiat și vor avea loc alegeri naționale în foarte multe țări. Încă nu se știe cum se vor schimba configurațiile politice acolo. Și e suficient să se schimbe un pic și să se blocheze niște procese. Și atunci noi rămânem ancorați sau prizonieri acestei garnituri la pachet cu Ucraina și aici pot să apară foarte multe probleme. Vedem că acum nu există o soluție clară și nu există nicio anumită. Nu avem motive suficiente de optimism să credem că războiul din Ucraina se va termina cu capitularea Rusiei, astfel încât să scăpăm de această sabie al Damocles deasupra capului. Respectiv, asta e cea mai mare problemă acum și mi-aș fi dorit ca autoritățile de la Chișinău și la nivel politic, pentru că la nivel tehnic se produc niște interconectări, dar aș prefera și la nivel politic să ia în calcul cel puțin această opțiune. Sau poate se ia, dar nu se vorbește despre ea. Și suntem și noi într-o perioadă electorală, punem binele în față și sperăm că se discute, inclusiv cu Bucureștiul, anumite opțiuni de acest gen. Domnule Curtifan, vorbeam cu domnul Federiuc despre faptul că
chiar dacă autoritățile de la Chișinău văd într-un fel alierea cu România în cadrul spațiului comunitar, mai puțin se discută despre scoaterea graniței la propriu dintre Basarabia și România. Cu toate acestea, România și Bucureștiul rămâne alături de Republica Moldova și este partenerul numărul 1 care acordă sprijin, bani, expertiză și absolut tot de ce este nevoie pentru parcursul european al Republicii Moldova. Sunt și eu de acord cu domnul Federiu că parcursul pro-european al Republicii Moldova va fi unul presărat cu multe suișuri și coborâșuri, nu va fi un parcurs lent, dar vedeți, în fiecare, cum am precizat, în fiecare criză există și oportunitate. Iar pentru Republica Moldova, drama Ucrainei a fost oportunitatea de a se urca, inclusiv ajutată și de România, împinsă de România, în acest tren către Uniunea Europeană. Sunt la fel de acord și subscriu faptul că nu cred că astăzi există o a treia cale sau a doua cale sau o altă cale pentru Republica Moldova decât integrarea pro-europeană. Da, ar fi o corecție inclusiv a istoriei. Calea scurtă, nu cred că e pregătit nici guvernul de la Chișinău, nici cel din România pentru acest lucru momentan. Cred că există anumite scenarii care sunt luate în calcul în contextul anumitor, nu știu, diferite scenarii negre ale unui conflict de mare intensitate între Federația Rusă și Europa. Dar, pe de altă parte, revenind la scenariul cel mai plauzibil în ceea ce privește integrarea pro-europeană a Republicii Moldova, există multe pericole pe drum, e un drum lung, există multe pericole și din partea unor state, exact, sunt foarte multe alegeri naționale care au loc în parlamente naționale, care au loc anul acesta, care vor avea loc în anii viitori. Am văzut situația din Franța, vedem situația din Germania, de exemplu, unde din nou extrema dreaptă câștigă teren. Avem multe guverne cu o situație dificilă internă. Și să nu uităm, mie îmi place să cred în irreversibilitatea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, dar există și un scenariu în care în 2025, nu știu, să mergem pe total nedorit de nimeni, pe scenariul georgian, de exemplu, pentru Republica Moldova, care are un guvern așa zis neutru sau pro-european, mai mult sau mai puțin, care ar putea bloca acest parcurs pe viitor. Sunt foarte multe chestiuni, știți, e un drum lung, e un drum cu turbulențe, dar la capătul căruia, repet, nu există o altă opțiune pentru Republica Moldova decât integrarea în Uniunea Europeană. Și vor fi, Republica Moldova se simte și aici de la București, se simte că e într-un război hibrid major, adică există, nu are din păcate capacitatea de reziliență pe care o are România și cred că are o șansă astăzi să fie ajutată și de foarte mulți aleați pe care i-are în vest, pentru că nu cred că niciodată în istoria sa Republica Moldova nu a fost atât de mult în atenția marilor capitale din Europa și e o șansă și trebuie să profite de ea, inclusiv la nivel de expertiză, la nivel tehnic, la nivel birocratic și așa mai departe, pentru că, repet, s-a urcat în acest tren și trebuie, e o călătorie lungă care trebuie neapărat dusă până la capăt. Nu cred că își permite încă o altă generație pierdută să rateze această oportunitate. Domnule Curtifan, îmi puteți spune ce ar trebui să învețe Republica Moldova din expertiza României? Pentru că și atunci când România a parcurs acest proces de aderare la Uniunea Europeană, au fost scăpate anumite lucruri legate, de exemplu, de agricultori, de fermieri, lucruri care acum se corejează de politicienii de la București cu efort, dar oricum au apărut foarte multe întrebări pe parcurs. Puteți să ne spuneți, iată, în acest proces de aderare, România a avut, nu știu, s-a raliat perfect legislației europene? Da, a fost obligată să se adapteze legislației europene, exact cum va fi și Republica Moldova. Poate ce am putea să aducem critici în ceea ce privește procesul de integrare a României și poate ar fi trebuit să se facă lucrurile mult mai bine, ar fi modul în care s-au negociat anumite
chestiuni din tratatul, din tratatul de aderare și modul în care au fost implementate, pentru că există categoric, lucrurile sunt vizibile. Sunt din 2007, din momentul aderării, România a absorbit peste 95 de miliarde de euro de la, din Uniunea Europeană, în contextul în care a contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro. Deci diferențele sunt foarte mari. Investițiile străine au fost dublate în România după momentul aderării în Uniunea Europeană. Sunt foarte multe chestiuni, accesul la piața europeană, la piața comună și așa mai departe, care au contribuit inclusiv în beneficiul economiei române. Problema, cred că pentru clasa politică sau problema și greșeala pe care au făcut-o clasa politică din România în momentul în care au intrat în Uniunea Europeană e că toate aceste beneficii nu au fost nici foarte bine comunicate, dar nu au fost nici nu s-a văzut în bunăstarea populației. Adică modul în care guvernele anterioare ale României au gestionat situația economică după integrarea în Uniunea Europeană a lăsat în continuare urme. Și, repet, o comunicare. Comunicarea e esențială. Am văzut ce s-a întâmplat inclusiv în contextul acestor alegeri europarlamentare, care în România au fost într-adevăr umbrite de alegerile locale. Nu au fost neapărat Uniunea Europeană și politicile europene nu au fost un subiect de dezbatere, ci mai mult s-a axat pe factorul intern în contextul în care a fost existat la noi această comasare între alegerile locale și alegerile europarlamentare. Dar se simt în continuare atacuri hibride, se simt în continuare dezinformări foarte multe în România și mă gândesc că, adică sunt convins că în Republica Moldova acestea au o capacitate mult mai mare de a tulbura inclusiv procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deci acestea vor fi provocări majore cu care se va confrunta Republica Moldova și, repet, e o situație grea, complicată, necesară din perspectiva mea, dar o situație în care Republica Moldova e obligată să profite de sprijinul pe care îl va avea, nu doar din partea României, care e un sprijin necondiționat, dar și din partea capitalelor europene. E un moment complicat, dar un moment de oportunitate din perspectiva mea. Domnule Curtifan, aș dori să vă întreb și ceva legat de securitatea cibernetică din regiune. Am văzut că site-ul dumneavoastră defenseromania.ro dă recent despre ceva legat de sistemul Microsoft, prăbușirea sistemului Microsoft în întreaga lume și faptul că au fost date peste cap o grămadă de activități ale companiilor la nivel internațional. Este provocată asta de hackerii ruși, așa cum... Am toată convingerea că Federația Rusă organizează în continuare atacuri inclusiv pe zona hibridă, pentru că zona hibridă, dacă vorbim de zona hibridă, vorbim de un factor uriaș de la soft power și așa mai departe, inclusiv atacurile cibernetice. Am toată convingerea că Federația Rusă are capacitatea, chiar dacă militar, am văzut că în Ucraina uneori s-a mai împotmolit, mai ales în primele etape ale invaziei pe scară largă, are capacitatea din punct de vedere al dezinformării și al războiului hibrid, inclusiv cibernetic, să bulverseze sisteme. Și am văzut că acest lucru s-a întâmplat, inclusiv pe sisteme bancare și așa mai departe în statele Baltice. Am văzut ce s-a întâmplat în Republica Moldova, să ne aducem aminte cu atacul asupra poștei de la începutul acestui an. Și acest lucru e un context cibernetic. Știu că în Alianța Nord-Atlantică și la summitul de la Washington s-a discutat foarte mult pe componenta cibernetică și pe pericolul acestor atacuri cibernetice. Au existat anumite propuneri în care se vorbeau inclusiv despre activarea unui articol 5, acel celebru articol 5 din tratatul de la Washington de acum 75 de ani, inclusiv în cazul unor atacuri cibernetice, pentru că și atacurile cibernetice au capacitatea să fie cel puțin la fel de dăunătoare precum atacurile convenționale. Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla în cazul în care, nu știu, infrastructura energetică ar fi pusă la pământ sau așa mai departe. Să nu uităm că urmează alegeri.
biroul electoral central al României, al Republicii Moldova și așa mai departe ar fi atacate. Adică există foarte multe îngrijorări, inclusiv la nivelul Ministerului al Afacerilor Externe al României și la nivelul Ministerului Apărării. Există această componentă de reziliență cibernetică și cred că pe viitor și Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană va acorda o mult mai mare atenție asupra acestor lucruri și cred că și Republica Moldova va intra pe un culoar de reziliență la un nivel mult mai ridicat, pentru că situația ne obligă. Trebuie să privim și atacurile cibernetice din aceeași sau ca aceeași formă de amenințare, cel puțin la fel de gravă ca atacurile convenționale. Vă mulțumesc. Domnule Federiuc, Parlamentul European a votat în favoarea încă unui mandat de 5 ani pentru doamna Ursula von der Leyen. Lucrurile înseamnă că nu se vor schimba șefa Comisiei Europene pentru toată lumea. Lucrurile nu se vor schimba prea mult. Asta înseamnă stabilitate la nivel de conducere a Uniunii Europene, a Parlamentului European. Lucrurile parcă sunt stabile până în momentul în care urmează să aibă loc niște alegeri la nivel național în statele europene. Exact aici am vrut să ajung. Da, la nivelul establishmentului, la nivelul conducerii a birocrației existente nu se produc mari schimbări. Acum, întrebarea mea este în ce măsură insistența de a păstra și de a nu schimba nimic la nivelul conducerii Uniunii Europene, în ce măsură, cum va fi perceput asta în rândul cetățenilor care fac parte din spațiul comunitar. Ori noi am putut observa de-a lungul ultimei perioade sau mandatului trecut o discrepanță care se adâncește tot mai mare între birocrația europeană și cetățenii Uniunii Europene. Toate acele proteste, toate crizele cu fermierii, toate anumite politici deplasate pe care le promovează șefii instituțiilor sau conducerea actuală a Uniunii Europene. Mie mi se pare subiectul Ursula von der Leyen unul foarte sensibil ca atare. Eu mi-aș fi dorit totuși ca să găsească o altă opțiune mai de compromis, pentru că ea totuși este o figură destul de controversată, mai este implicată și în scandalurile astea legate de pandemie și așa mai departe, are și un dosar care l-a pierdut recent. Eu mă tem ca această insistență de a menține cu orice preț vechiul sistem să nu trezească anumite iritări la nivel interior. Vedem turbulențe și destabilizările care s-au produs la nivel politic, care s-au produs în Franța. Nu e exclus să se repete această situație și mă tem ca că la un moment dat se poate ajunge într-un punct în care Uniunea Europeană să fie în contradicție quasi totală cu proprii cetățeni. Asta ar fi foarte periculos pentru însăși existența Uniunii Europene. Eu mă uit la chestia asta cumva foarte îngrijorat. Eu mă gândeam totuși că după aceste alegeri, de stabilitate. Stabilitate pentru, cum ziceam, pentru politicile și strategiile elaborate până acum și promovate de fostele structuri europene. Din punctul ăsta de vedere, da, dar din punctul de vedere a stabilității în interiorul Uniunii Europene, eu nu aș fi atât de sigur. Eu aș fi vrut totuși să fac o mică restartare și un pas în față către toate aceste, pentru că toate curentele astea antisistem, care le vedem că se manifestă tot mai puternic din punct de vedere politic în Uniunea Europeană, în statele din Occident, asta are acest conflict între birocrație și populație. Și urmează niște alegeri importante care s-ar putea să aducă niște crize în interiorul Europei destul de grave. Și asta iarăși ne afectează în mod direct, mai ales în condiții. Da, din punct de vedere a faptului că noi avem o anumită comunicare stabilită, anumite contacte și niște relații deja aproape amicale cu foarte mulți lideri care și-au păstrat portofoliile și asta simplifică, cel puțin pentru actuala putere de la Chișinău, simplifică anumite procese. Dar să nu uităm că și noi avem alegeri și la noi se pot produce niște schimbări. Nu, n-aș fi atât de sigur că la noi va rămâne așa cum avem azi, mai ales că, bun, alegerile prezidențiale sunt doar o etapă, dar avem și alegeri parlamentare, unde mă îndoiesc că actuala configurație parlamentară se va păstra. Și atunci apar situații foarte multe și este important pentru noi, ca Uniunea Europeană, să nu existe asemenea contradicții. Domnule Federiuc, despre escapadele domnului Victor Orban.
în Rusia, în, unde a mai fost, în Ucraina, întâi a fost în Ucraina, el, dumnealui, se poziționează ca un mesager al păcii, așa înțeleg eu. Eu cred că el face un joc politic, în primul rând, pentru cetățenii săi. Se discută mult despre aceste escapade. Sunt în Ungaria așa de mult susținători a, nu știu, a războiului rușilor împotriva Ucrainei? Dar nu cred că asta e accentul principal care se pune. El, de fapt, e acel vârf de lanță al curentului suveranist, care vedem că capătă proporții în Uniunea Europeană. Și mesajul ăsta sau atitudinea asta antisistem, pe care el o formulează destul de abil în mesajele sale. Ungurii sunt un popor, au vâna asta imperial în ei, sunt destul de conservatori și el se pliază pe acest tipaj de a fi. Inclusiv atitudinea asta a fi mereu contra la tot ce ține de sistemul birocratic occidental, îl scoate în evidență. Eu nu văd inclusiv în escapadele lui prin asta o chestiune cu impact real. Eu cred că Zelenski a fost tras pe sfoară și nu cred că el știa că după ce îl va primi pe Orban la el, acesta va pleca la Moscova. Face niște jocuri destul de abile, e un lider, hai să zicem așa, cu o anumită carismă, da? Și el folosește această carte pe care o are. Eu nu cred că se întâmplă mare lucru. Domnule Curtifan, va fi interesant pentru că Victor Orban împreună De dumnealui își face capital politic pe interior, profitând de tot ce se întâmplă pe plan extern, de situația din Ucraina. Sunt atât de interesați ungurii de tot ce se petrece în afara țării lor? Nu există probleme sociale sau de alt gen? Există cu siguranță probleme mari, dar vedeți, Victor Orban, cu întreg cabinetul său, se află în acest weekend în România la celebra universitate școală de vară de la Tușnad. Unde, inclusiv și din informațiile pe care le avem noi, se schimbă lista diplomaților maghiari care vin în România de pe o zi pe alta, pentru că cred că întreg cabinet și întreg parlamentul și Fidesz, partidul domnului Orban, vor fi prezenți în acest weekend la școala de vară. Va fi interesant discursul pe care îl va avea Victor Orban și mesajele pe care le va transmite. Într-adevăr, și din datele pe care le avem noi, Ucraina e principala țintă, să spun așa, și acest mesaj de pace pe care Victor Orban se erigează într-un fel de arbitru și un fel de pacificator între Ucraina și Federația Rusă, dar nu cred că are capacitatea să arbitreze Victor Orban un asemenea conflict. Va fi interesant de urmărit și din perspectiva provocărilor pe care vor fi lansate, inclusiv la adresa României. Nu ar fi prima oară, dar de fiecare dată diplomația românească a știut cum să gestioneze acest mesaj. E o situație dificilă în contextul în care, până la urmă, Ungaria e un vecin. Suntem parte a aceeași comunități europene. Da, într-adevăr, regimul de la Budapesta e astăzi o oaie neagră, are și președinția Uniunii Europene. Am văzut situații foarte dificile în contextul în care Victor Orban și liderii ai Uniunii Europene au subliniat că Victor Orban nu s-a dus cu mandat inclusiv la Moscova. Am văzut, apropo de Ursula von der Leyen, care, fac o paranteză, a fost paradoxal cu toate problemele pe care le are și sunt de acord cu faptul că e un personaj controversat și ar fi fost nevoie de un suflu nou la conducerea Comisiei Europene. Paradoxul e că Ursula von der Leyen a fost votată cu număr mai mare de voturi față de acum 5 ani, ceea ce e un lucru ciudat și poate ar merita o analiză. Dar, într-adevăr, problemele sunt mari și la nivelul Uniunii Europene, care trebuie să renunțe la multe politici aberante care au dus și la acest euroscepticism, inclusiv Green Deal și așa mai departe. Dar revenind, inclusiv Ursula von der Leyen a menționat în discursul său dinaintea votului faptul că Victor Orban nu s-a dus cu mandat acolo, faptul că Victor Orban, în momentul în care a plecat și a negociat cu Vladimir Putin la două zile, aduceți-vă aminte, o rachetă rusească a lovit un spital de copii din Kiev. Acesta a fost mesajul Federației Ruse și nu cred că a fost o greșeală acel lucru, adică a fost un mesaj clar pe care Federația Rusă l-a dat.
Și cred că Victor Orban nu face decât să tergiverseze și să facă jocurile Federației Ruse, dar vom vedea modul în care va putea fi gestionată această situație, pentru că până acum a fost de bine de rău, inclusiv prin blocarea acelui ajutor financiar asupra Ucrainei. Uniunea Europeană a știut până la urmă cum să deblocheze dialogul și situația cu Ungaria. Ungaria are, vă amintiți-vă, fonduri foarte mari blocate și cu siguranță își dorește să joace această carte oi negre, copilului teribil care acționează mereu cu drept de veto pentru a debloca și cred că va reuși în o anumită măsură, inclusiv fondurile pe care le blochează, pe care Uniunea Europeană le-a blocat. Pentru că e vorba de o sumă enorm de mare și Ungaria are probleme mari financiare, iar inclusiv politic, pe plan politic intern, Victor Orban e tot mai contestat și există deja o opoziție care se ridică, chiar dacă nu la ultimele alegeri a câștigat împotriva unei opoziții unite, există o erodare a politicii lui Victor Orban. Și mai e un aspect important pe care cred că îl va menționa Victor Orban, e China, despre care se vorbește foarte puțin și cred că China e extrem de interesantă, nu doar de regiunea noastră, inclusiv de Balcan, și cred că inclusiv pe procesul de reconstrucție a Ucrainei. Chinezii sunt extrem de interesați să facă parte din acest proces de reconstrucție. Chiar dacă vorbim tot mai mult de reconstrucția Ucrainei, inclusiv în România, cu planul de reconstrucție, care din perspectiva mea ar trebui să includă și Republica Moldova, dar nu știm încă ce se va reconstrui, pentru că situația este extrem de dinamică pe frontul ucrainean, chiar dacă situația de un an și jumătate nu avansează, dar, repet, actual arhitectura frontului și linia conflictului nu cred că permite un armistițiu, o negociere și așa mai departe. În momentul actual, probabil peste un an sau în următoarea administrație a Casei Albe, vom vedea cum vor evolua lucrurile. Trist, pentru că sute de mii de ucraineni mor pentru a-și apăra țara, în timp ce alte țări sunt interesate economic și concurează la procesul de reconstrucție acestei țări, urmărind, bineînțeles, interese mari economice. Războiul niciodată nu a fost unul corect, indiferent oriunde este. Dar întotdeauna profitabil. Exact. Domnule Federiuc, noi avem Transnistria, acolo este un război înghețat, nici nu știu, mai este un război înghețat în general în Transnistria, sau așa se studiază și în prezent și teoretic avem un conflict înghețat care ar putea reizbucni în anumite situații. În anumite situații, eu cred că totuși cred că probabilitatea aceasta este extrem de mică, aproape inexistentă, mai ales în condițiile în care războiul nu ajunge la hotarul nostru. Eu cred că și în regiunea transnistreană nu există intenție azi să dezghețe acest conflict. Aici apare altă problemă. Ei sunt foarte cuminți acolo la terasă. Slavă Domnului că sunt cuminți, dar ce determină? Ei sunt o exclavă care e prinsă între două lumi, ostile pentru ei, dacă o luăm din punctul lor de vedere, da? Ei, Ucraina din partea aia. Nu prea ne mai amenință militari aflați pe teritoriul lor cu... Ei nu ne amenință, dar acei militari continuă să reprezinte o problemă pentru noi. Și acei militari trebuie scoși cumva. Acum, mi-e greu să cred că există vreo soluție clară care să poată face posibilă reintegrarea țării, așa cum se vorbește la nivel politic. Da. Eu cred că mai degrabă trebuie desecurizat teritoriul care îl controlăm azi și de așteptat eventual o reconfigurare sau o încheiere acestei crize majore regionale care există acum, ca să găsim soluții în perspectivă. Dar acum cel mai important este să ne securizăm spațiul pe care îl controlăm. Domnule Federiuc, vicepremierul pentru reintegrare, domnul Serebrean, spunea într-o emisiune aici, la Vocea Basarabiei, că există niște punți de legătură cu partea stângă a Nistrului, că acolo trăiesc peste 250.000 de cetățeni, care foarte mulți dintre ei, majoritatea, mare parte, au cetățenie moldovenească, că sunt cetățenii noștri și
că autoritățile de la Tiraspol, așa zisele autorități, au deja o atitudine nu atât de tranșantă față de parcursul european al Republicii Moldova și chiar și-ar dori conectarea economică cu spațiul comunitar. Ei sunt mult mai conectați economic cu spațiul comunitar decât e populația din stânga Nistrului. Toată economia regiunii transnistrene trăiește din contul relațiilor cu vestul, nu cu estul, mai puțin cu vestul. Adică din est primesc gaz și produc curent pe care ne-l vând nouă. Asta e chestiunea. Dar până la un timp, până la sfârșitul acestui an. Să vedem. Încă nu e foarte clar. Dacă mai continuă rușii să dea gaz gratuit Transnistriei. Păi nu văd. Din partea autorităților noastre, văd că e destul de multă toleranță în raport cu importul de gaze în continuare rusești. Adică am auzit de mai multe ori. Se privăd asemenea scenarii după... Da. Pe de altă parte, eu vreau să cred totuși că noi am făcut totuși câțiva pași importanți în privința ruperii acestei dependențe care am avut-o până acum. Vedem că și România se implică foarte mult pe sectorul energetic, ceea ce este foarte important. Asta ne-ar securiza. Pentru că gazul rusesc, hai să zic, dacă privim strict economic, cum încearcă să ne convingă puterea actuală care zice dacă e rentabil îl luăm, gazul rusesc conține mai multe vulnerabilități, inclusiv faptul că se poate întrerupe în orice moment în contextul acestui război. Noi trebuie să scăpăm de acest balast, trebuie să ne conectăm la spațiul energetic european, în special românesc, și eu chiar aș crede că trebuie să lăsăm gestionarea acestor procese tot României să le facă. E adevărat. Asta securizează Republica Moldova. Da, cum reintegrăm Transnistria în Republica Moldova? Cu nu toate cred că constituțional este teritoriul Republicii Moldova. Nu cred că la etapa actuală putem vorbi despre reintegrarea regiunii transnistrene. Dacă e să fim sinceri și să vorbim așa cum este, regiunea transnistreană nu a făcut niciodată parte din Republica Moldova. Ea nu a fost parte a Republicii Moldova, ea a fost parte a acelui spațiu Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și a fost creată din start în așa mod încât să reprezintă, să poată opri să controleze tot ce se întâmplă în spațiul dintre Prut și Nistru. Era și o vorbă pe timpul acela, dacă vrei să fii ministru, trebuie să fii de peste Nistru. Dar ea din start a fost conceput așa, ca un cum spunea regretatul Valentin Mănâncanu, cancerul de pe trupul Basarabiei. Este foarte complicat acest proces și mie mi se pare că oamenii care promit așa chestiuni sunt demagogi. Serios? Sunt demagogi, nu se poate. La etapa actuală, guvernare, acest proces a fost început de reintegrare și nu se vede parcursul european al Republicii Moldova fără Transnistria. Cum nu se vede? Noi deja avem opțiunea să ne integrăm în Europeană în două etape. Despre ce? Asta se vorbește la nivel oficial. Adică asta și autoritățile noastre recunosc că este cam puțin probabil să reușim până în 2030, când devenim membri ai Uniunii Europene, da, cum ni se spune. Să plece armata de acolo și să integrăm acest spațiu, inclusiv cu instituțiile de acolo. Dar Uniunea Europeană și-a asumat o țară precum este Ucraina, cu un război deschis acolo. Cred că cu Republica Moldova lucrurile sunt un pic mai simple. Revin la ceea ce spuneam. Eu sunt un pic mai sceptic cu perspectivele, inclusiv cu perspectivele europene, perspectiva europeană a Republicii Moldova și Ucraina. Eu cred că Republica Moldova trebuie să se concentreze pe unirea cu România. Ar fi mult mai sigură calea de ieșit din această cerc vicios și această dependență mortală. Ok, și Transnistria cu eu lăsăm? Trebuie să vedem. Dacă luăm în calcul această opțiune, trebuie să ne așezăm să discutăm. Am ajuns aproape pe ultima 100 de metri. Domnule Curtifan, vă rog foarte mult câteva idei și concluzii. Puteți să ne spuneți și despre Transnistria, pentru că tot ați ascultat discuția noastră cu domnul Federiuc. Avem foarte puțin.
Și eu sunt de acord că e foarte dificil să existe o perspectivă de reintegrare a Transnistriei. Mă bucură faptul și aș vrea să subliniez exact cum s-a precizat și înainte că Uniunea Europeană nu a condiționat integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană de reintegrarea regiunii transnistrene, iar acesta e un lucru bun. Cât cu privire la pericolul militar pe care îl reprezintă regiunea transnistreană, nu cred că e unul real în contextul în care Ucraina în continuare acționează ca un scut. Domnule Curtifan, nu vă auzim. Probabil e ceva legat cu sunetul și, din câte înțeleg, nici dumneavoastră nu ne mai auziți. Mulțumim domnului Curtifan foarte mult. Continuăm discuția cu dumnealui la o altă emisiune. Domnule Federuc, vreau un minut de concluzii finale. Concluzia finală ar fi că noi avem în față foarte multe provocări, atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Alea care țin de domeniul extern nu le putem, din păcate, influența și nici controla, respectiv nu suntem decât în situația să așteptăm ce se va întâmpla. Dar avem și o serie de provocări la nivel intern pe care, teoretic, le-am putea influența cumva. Este vorba despre alegeri, este vorba despre capacitatea de a valorifica inclusiv acea oportunitate despre care vorbeam, despre negocierile cu Uniunea Europeană. Și vreau să cred că nu vom ajunge după ce trece următoarele, inclusiv cicluri electorale, să stăm toți cu mâinile în cap și să ne gândim la situația dramatică în care am ajuns, pentru că nu e exclus să trăim niște situații foarte complicate dacă nu se trezește lumea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Federuc, pentru această discuție din această seară. Vă mai așteptăm și la alte ediții ale Realității Românești și nu doar. Îi mulțumim mult domnului Curtifan. Pe ultima 100 de metri a fost o problemă tehnică, dar oricum cu domnul Curtifan mai discutăm și la alte emisiuni. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost Realitatea Românească. Alături de noi a fost domnul Nicolae Federuc, comentator politic, jurnalist, și domnul Tudor Curtifan, redactor șef Defens România. Cu dumneavoastră ne revedem în weekendul următor la Realitatea Românească. Să aveți parte de o seară liniștită. Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.